Daddy? Hey, won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can we just hold up, maybe stay up, try to make things right? Ea este cu soțul în sufragerie, se joacă, profit și acum că soțul lucrează după amiază săptămâna aceasta și dimineața stă un picuț el cu ea și m-am gândit să încep astăzi un vlog, să vă arăt o zi normală din viața mea, că mi-a tot cerut să fac astfel de clipuri cu o zi din viața mea, să filmez de dimineața până seara. Este aproape ora 11, doar ce am luat micul dejun. Mi-am făcut o cafea, este o cafea făcută la ibric. Mi-era tare poftă, ca să zic așa, și mi-am făcut o cafea la ibric. Vreau să merg cu Sofiuța pe afară, dar vom merge după ce va pleca soțul la lucru. Asta semnă de undeva pe la 12:30, însă nu sunt 100% sigur dacă vom putea să ieșim, cu toate că vreau să merg și un picuț pe la Edeka. Vreau să iau niște fructe, că am în casă doar mere și pere și vreau să mai iau niște fructe și să văd dacă mai iau altceva în plus de astea. Dar vremea este cam urâtă și nu știu dacă o să mă lase să ies afară cu Sofiuța. La noi începe să se reîntoarcă iarăși iarna. Aveam zăpadă, de câteva zile s-a cam topit. Am avut vreo două zile așa cu soare foarte plăcute și de azi noapte a început iarăși să ningă. Văd că și acum vin așa câțiva fulgi micuți și mi-este cumva teamă să nu mă prind mai rău cu Sofiuța când vom ieși pe afară, că ni s-a întâmplat de multe ori. Ea este băgată acolo la scuteală în cărucior, însă eu de fiecare dată vin cam mudă. Nu am niciun plan pentru ziua de astăzi, nu mi-am propus să fac mare lucru. Am pus deja să fac o ciorbiță de fasole ca să avem la prânz. Eu cu Sofiuța nu v-am arătat cum o pregătesc. Știu că v-am arătat în alte clipuri ale mele cum fac ciorbița asta de fasole. Cred că toată lumea știe cum să facă și nu v-am mai arătat. Așa, cam asta am făcut până acum. Un picuț de ordine, ciorbița aceea, am mai stat cu Sofiuța și am aici o comandă de pe Sinsay, care mai înainte mi-a ajuns și m-am gândit să o împărtășesc și cu voi, pentru că de fiecare dată împărtășesc cam tot ceea ce îmi cumpăr și comand. Și am și ceva care mi-a venit de pe Amazon, sunt niște tatuaje pe care le-am luat pentru Sofiuța, nu aș vrea să le iau,
dar am comandat de pe Amazon niște bureței subțiri care se pun la geam ca să nu iese căldura afară din casă și am mai avut vreo 2 euro care mi-au rămas. Așa că am luat niște tatuaje. Haideți să vi le arăt, că tot vorbesc despre ele. Despre acestea este vorba. Sunt niște tatuaje, din câte am observat, cam la fel. Se repetă. Și sunt din acelea care se pun cu apă. Încă nu le-am arătat Sofiuței, că dacă le vede, cu siguranță va vrea să le folosim, însă am să-i dau și ei câteva, adică am să-i pun eu câteva ca să o țin așa un picuț ocupată. Și am ceva ce am cumpărat pentru Sofiuța de pe Sinsay. Am aici o pijama, care din păcate, să știți că mi-a venit ruptă aici, dar are o ruptătură care se poate repara, că mi-a mai venit de pe Sinsay tot pentru Sofiuța o bluză pe care nu am putut să o repar, adică puteam, dar nu am vrut, era ruptă pe undeva pe aici și se observa dacă o cuseam ceva, însă aceasta poate fi reparată. Vă ziceam că am luat așa o pijama din aceasta plușată, are și glugă cu urechiușe, iar pe spate este așa. I-am luat această pijama din cauza faptului că Sofiuța nu suportă noaptea să fie acoperită și pur și simplu mi se rupe sufletul de ea când văd că mie mi-este frig și eu pun pe mine mă acopăr și ea nu. Dacă încerc să o acopăr, să pun și o păturică subțire, în câteva minute simte că este acoperită, începe să dea din picioare și se trezește. Și m-am gândit că genul acesta de pijama va fi foarte folositor pentru ea. Am încercat și cu păturici în acelea care se îmbracă, însă la fel ea nu poate să dea liberă din picioare, o deranjează și se trezește. Am mai primit ceva de la cumnata mea din România, de la Diana, tot o pijamăluță, este un picuț mai subțire decât aceasta, a ei avea și picioruși și am început să-i dau pe aceea peste pijamaua ei normală și m-am gândit să mai iau eu încă una ca să am de schimb când e una murdară să o folosească pe cealaltă, pentru că astea am de gând să le dau peste pijamalele celelalte. Și am mai luat ceva ce vreau să vă recomand. Eu le-am mai încercat, mai am terminat o pungă din asta și mi-am comandat data aceasta 3. Este vorba de niște bunuri de baie. Sunt tot de pe Sinsay, dar sunt absolut geniale. Sunt 6 biluțe în interior, miroase a fructe, toate au același miros. Ca și culori sunt 2 galbene, 2 roz și 2 albastre. Prețul lor este de 3,49 euro, iar în lei, că văd că am mai ieșit lei trecut, 15,99 lei. Sunt absolut geniale. Sofiuța e nebunită după ele, dar și mie îmi plac foarte mult. Au mult ulei în compoziția lor și după ce ieși afară din cadă, nu ai nevoie să te mai dai cu o cremă. Pielea ta este foarte, dar foarte hidratată, foarte catifelată și din această cauză eu mi-am mai luat încă 3 pachetele. Vi le mega recomand. Cu siguranță astea o să intre în favoritele mele. Sunt cele mai bune bombe de baie pe care eu le-am încercat până în momentul de față și dacă doriți să le încercați și voi, pe Sinsay le găsiți. Au și un preț destul de bun, zic eu. Cam asta până acum. Îmi termin și eu cafeluța. Merg să stau cu Sofiuța, că deja soțul stă de ceva timp cu ea și mă gândesc că vrea și el să se mai relaxeze un picuț înainte să plece la lucru și noi ne vedem un picuț mai târziu. Ce frumos! Ia, stai că ți-o pune mamia. Ia, mamia, ai urechiușe! Vai tu! Ce iepuraș frumos are mami! Ia, mami, ce e aici? Tatuaj? Wow! Și aici? Ce frumoase sunt! Ai și pe mânuță? Pe mânuță ai? Ia! N-ai cumva pe asta aici, așa, ia, vezi. Wow! Ia, mami, ia!
Vai, un fluturaș, mamita, ce frumos este! A, și mai ai unul aici! Frumoase, mami! Da? Pantalonii, ți l-au rupt pe ăsta, nu? Look out, here she comes. Ce faci acolo? Woman that I love. S-a pus la mami zăpada în cap? Ce pot? It's too bad, she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't. Să vă arăt și vă o repejor ce cumpărături am făcut din Edeka. Am luat aici 5 banane, vreau să fac smoothie și nu mai aveam. 1 kg de mandarine. Am luat așa un amestec cu fructe deshidratate. Văd că sunt mere, pere, caise, piersici și prune. Am luat și, pardon, migdale. 1 lei de in, vreau să-i dau, să-i pun sofiuței mâncare, am înțeles că este foarte bun împotriva constipației, tot semințe de in, se pun pe la smoothie-uri, aici am încă o cutie cu semințe de in, însă de data aceasta sunt mărunțite, fisalis, am luat și niște cușcuș. Iar aici am o pungă cu semințe de chia, eu le zic chia. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Wow! Sofiuța mea este un picuț cam mățăită. S-a trezit de vreo jumătate de oră. Am luat și noi o gustărică așa între mese. Și mai înainte mi-a ajuns ceva ce am comandat de vreo 3 săptămâni aproape. Este un calendar cu pozele Sofiuței. Eu l-am făcut pe aplicația celor de la DM. Am avut și anul trecut unul cu pozele Sofiuței, dar era mai micuț. De data aceasta am comandat unul mai mare și m-am gândit să vi-l arăt și vouă, deoarece este superb din punctul meu de vedere. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Mai încerc, mami. Prima poză de copertă este o poză cu Sofiuța pe care am făcut-o atunci când era ședința foto, i-am scris numele
Și anul. Da, mami. Așa. Mai încet. Prima lună. Foarte frumoasă. Îmi place cum a ieșit. Și ca și culoare de fundal am ales eu rozul acesta pastel. E frumos, mami, așa? Da, să dăm mami imediat să uiți la el. Tare mult îmi place cum a ieșit. Foarte frumos. Și am hotărât să-i fac și anul acesta Sofiuței o poză pe data de 19 a fiecărei luni, ca să pot să-i fac și anul viitor un astfel de calendar. Mi se pare foarte frumos și am să-l pun tot aici în sufragerie ca și pe cel de anul trecut. Îți place, mami? Foarte frumos mi se pare că a ieșit, numai că anul acesta, nu știu, a durat mai mult să îl realizeze. Ia uite, mami, aici cu tortul. Îmi place tare mult cum ieși poza aceasta. Și asta este tot. Gata, uite, ți-l deși ție, mami. Calendarul a fost vreo 15 euro, cam așa. 14,99, din câte mi-aduc eu bine aminte. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. Se apropie de ora 6 și vreau să mă pun să pregătesc ceva să mâncăm. Este 6 fără un picuț. O mai ieși pe Sofiuța. Eu am reușit să-mi fac curățenie prin casă ca să nu mai am mâine de lucru. Ce drept nu am făcut la ea în camera de joacă, dar voi face după ce se pune ea la somn. Și vreau să mă pun să pregătesc cina noastră din seara aceasta. Nu, mami, stai cu minte! Pentru mine vreau să fac o salată, am să fac un picuț mai multă, că vrea și soțul să mănânce când vine. Și o să pun salată, am și din aceasta valeriană, castravete, ardei, am aici un ton, o conservă de ton, am să folosesc pentru mine.
roșii, trebuie să mai iau și ceapă, iar pentru sofiuța vreau să pun în cartofii aceștia doi, să-i înăbușesc în puțin unt cu apă și o să pun mai târziu, când sunt aproape gata cartofii, am să pun și câteva ciupercuțe din această conservă. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend. Gata cina noastră din seara aceasta. I-am pus un picuț de parmezan sofiuței și sunt foarte curioasă să văd dacă va vrea să mănânce. Am pus și la mine ce-a mai rămas de la sofiuța. Mi-am făcut aici o dita mai salată și am să mă răsfăț cu berea aceasta fără alcool, cu lămâie, care este preferata mea. V-am arătat-o și în clipul cu favoritele anului trecut. Și să avem poftă bună, să aveți și voi poftă bună în cazul în care sunteți la masă. Nu merge. Sofiuța mea doarme, mi-am făcut și eu baie pe păr, ar fi trebuit să îmi fac de aseară, dar am amânat și neapărat în seara aceasta necesita să îl spăl. Cam acesta a fost clipul meu de astăzi, s-a făcut și destul de târziu, cred că este aproape ora 10:30, dacă nu mă înșel, n-am apucat să mă uit la ceas, trebuie să ajungă și soțul de la lucru, așa că eu voi încheia clipul aici. Sper din suflet că nu v-am plictisit nici cu acest clip și că
v-a plăcut. Cam aceasta este rutina noastră zilnică, ca să zic așa, cu mici schimbări pe aici, pe acolo. Sper că v-a plăcut și în cazul în care sunteți noi aici la mine pe canal și bineînțeles că vă place ceea ce fac eu și vă place de noi, vă aștept cu mare drag în frumoasa mea comunitate. Eu vă mulțumesc tuturor din tot sufletul, vă doresc să aveți o zi, o seară frumoasă, vă pup și să ne vedem cu bine la următorul clip. Pa!